Un bărbat din Constanța a fost la un pas să-și piardă viața în acest weekend. Acesta a căzut de la mare înălțime pe faleza din fața cazinoului, lângă acvariu. Totul s-a întâmplat sub ochii îngroziți ai celor care se plimbau în acel moment pe faleză. Oamenii au sunat la 112, iar la locul incidentului au ajuns imediat mai multe echipaje de prim ajutor. Medicii spun că bărbatul era inconștient atunci când au ajuns la el și abia mai respira. Salvatorii au început manevrele de resuscitare, iar după 20 de minute au reușit să-l aducă în simțiri. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Constanța și dus imediat în sala de operații. Surse din cadrul unității medicale spun că bărbatul, de 52 de ani, avea o doză mare de alcool în sânge. Alte surse apropiate a anchetei susțin că cel mai probabil el s-ar fi aplecat peste balustrada de pe faleză, s-a dezechilibrat și a căzut în gol de la 5 metri înălțime în dreptul cazinoului. Cazul a fost preluat și de polițiști care încearcă să afle cu exactitate ce s-a întâmplat de fapt.